Săptămâna aceasta, studenții Facultății de Filozofie se bucură de vizita profesorului dr. Radu Mărza, care se ocupă de istoria medievală și premodernă românească, istoria slavilor și istoria Europei Centrale. Această vizită a fost posibilă datorită programului Erasmus Plus, iar studenții au putut descoperi date noi din istorie dintr-un alt aspect. Am vorbit despre un pic despre cronologie, despre cronologia relațiilor dintre țările române și Imperiul Otoman. Am folosit foarte mult harta regiunii țărilor române și a peninsulei balcanice, pentru că mi se pare important ca studenții să înțeleagă în spațiu realitățile istorice și mai ales problematica aceasta pe care am prezentat-o. Profesorul Mărza a adus și câteva cărți ca donație pentru a facilita studenților să se informeze mai mult despre istoria acestor ținuturi. Este vorba despre câteva publicații de ale mele și câteva volume de studii de care m-am ocupat eu. Sunt publicații care privesc numai istoria românească, dar și Europa Centrală, sau sunt chiar câteva publicații ale Comisiei Mixte de Istorie Română-Slovacă, care funcționează prin cele două academii de științe. Câteva cărți în limba română au fost donate și Departamentului de Limba și Literatura Română din cadrul facultății, care vor fi disponibile studenților la biblioteca de seminar.